Pentru că oamenii au fost întorși din drum din cauza unor defecțiuni tehnice la serverul central, solicitările acestora vor putea fi rezolvate la sfârșitul acestei săptămâni, când angajații instituției lucrează. Defecțiunile tehnice despre care toți știm foarte bine de ieri au fost remediate. Sistemul informatic funcționează la parametrii normali, noi ne-am reluat activitatea, cetățenii au fost informați cu privire la zilele în care noi ne desfășurăm activitatea, respectiv 27 și 28, program de lucru normal cu publicul. În zilele de 28-29 octombrie sunt așteptate la ghișeu atât persoanele programate, cât și cele fără programare.